Iar România este pe primul loc în Uniunea Europeană la evaziune fiscală, dar de luna viitoare angajatorii care nu plătesc contribuțiile la stat riscă să meargă chiar la închisoare. De asemenea, în acest an, ANAF va angaja 300 de oameni, printre care și foarte mulți inspectori, tocmai pentru a putea monitoriza mai atent domeniile cu risc de evaziune fiscală. Concret, ce urmează să se întâmple? Ne explică colegul meu Alex Vlădescu chiar acum. Bună dimineața, Alex! Bună dimineața! România este pe primul loc în Uniunea Europeană la evaziune fiscală. Asta arată toate rapoartele Comisiei Europene. De altfel, pierdem anual cam 25 de miliarde de euro din estimările Ministerului de Finanțe. În tot acest context, cei de la ANAF își propun ca în perioada următoare să facă și mai multe angajări. Undeva la 300 de posturi urmează să fie scoase la concurs, dintre care 70 știm deja că au fost publicate pe pagina oficială a celor de la fisc. De asemenea, important este și că din cauza neplății contribuțiilor către sistemele de asigurări de sănătate și către sistemul de pensii publice, statul român pierde anual cam 12 miliarde de lei. Acesta este deficitul la contribuții și iată, acum ministrul finanțelor Adrian Căciu i-a cerut noului șef al ANAF, Lucian Heiuș, fost secretar de stat în Ministerul de Finanțe și cu experiență în zona fiscului, în partea de vest a țării, acolo unde a ocupat mai multe funcții de conducere în ultimii ani, i-a cerut un plan de acțiune. De altfel, știm că Lucian Heiuș a promis încă de la instalarea în fruntea ANAF că va demara o serie de controle, în special în zonele cu risc de evaziune ridicată. De altfel, în doar câteva minute urmează să înceapă aici la sediul Ministerului de Finanțe o conferință de presă susținută de noul președinte al ANAF, în care ne va spune și ne va arăta care sunt obiectivele sale în fruntea instituției pentru perioada următoare.